Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Urușciuc, ascultați În Esență, un podcast în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. În ultimii mai bine de 26 de ani, Republica Moldova a fost vizată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pe scurt CEDO, în aproximativ 600 de hotărâri, magistrații curții de la Strasburg, dictând despăgubiri pentru repararea prejudiciilor justițiabililor moldoveni, în valoare de aproape 23 de milioane de euro, adică în medie câte 900 de mii de euro pe an. De ce Republica Moldova continuă să piardă la CEDO? Încercăm să limpezim lucrurile împreună cu Daniel Goinic, director al programului Drepturile Omului din cadrul Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Daniel Goinic, bine ați venit la Europa Liberă! Bună ziua și bine v-am găsit! Adesea am auzit la unii justițiabili zicând am să ajung la CEDO. Probabil ați auzit și dumneavoastră, domnule Goinic, această sintagmă, nu? Cel mai desigur, da. Dar sintagma respectivă are, de fapt, mai multe conotații și probabil arată că acea curte de la Strasburg este ultima speranță a cetățeanului, că acolo îi se va face dreptate. Domnule Goinic, să încercăm să radiografiem cei 26 de ani de când moldovenii au acces la CEDO. Care ar fi principalele concluzii? Cum arată acest tablou prezentat, pe scurt? Republica Moldova a aderat la Convenția Europeană a Drepturilor Omului în septembrie 97. Și cum spuneați dumneavoastră, avem deja mai mult de 26 de ani, o perioadă destul de bună ca să facem anumite concluzii. După mine, Republica Moldova, deși depune eforturi pentru a remedia problemele sistemice pe care ni le arată Curtea Europeană, totuși aceste eforturi încă nu sunt suficiente. Ori vedem că an de an acele probleme sistemice, așa cum și le voi enumera, sunt omniprezente în hotărârile curții. Și aici mă refer la arestările nemotivate, aici mă refer la violările articolului 6, dreptul la un proces echitabil, aici mă refer la libertatea de exprimare sau dreptul la viața privată. Cu alte cuvinte, în pofida faptului că modificăm legislații, încercăm să modificăm practici administrative la nivel de curți sau procuraturi, încă cei care sunt subiecții chemați pentru a aplica legea și implicit standardele curții europene nu o fac încă într-un fel sau altul eficient și adecvat. Problemele celor de 26 de ani a Moldovei la curtea nu este legislația, dar subiecții care aplică legislația în mod defectuos. Noi la CRJM încercăm în fiecare an să facem o notă analitică pentru a trasa cele mai importante hotărâri, decizii și evoluții în anul precedent. La fel facem câte o notă anuală privind toate hotărârile, toate problematicile și violările prevăzute de convenție. Și iată că am constatat că în 26 de ani, din cele aproape 600 de hotărâri, așa, pronunțate de către curte, avem peste 700 și ceva de violări. Din cele 700 și ceva de violări, ori într-o hotărâre, poate fi o violare, două sau mai multe ale unui articol, sau nu pot fi deloc încălcări. Păi iată, din cele 700 și ceva de violări, 30% era articolul 6, dreptul la un proces echitabil sau în linii generice, fără a intra în diferite standarde sau nuanțe, tot ce se întâmplă la etapa de examinare a cauzei, adică în instanță. Pe locul 2 se afla articolul 5 și în special în partea ce ține de arestările ilegale, arestările în afara cadrului legal sau în afara anumitor garanții, adică ce face procurorul și judecătorul de instrucție. Și top 3, hai să spunem așa, spre regret, este articolul 3, dreptul de a nu fi supus torturii sau rele tratamente, și aici ne vorbim în mod explicit despre penitenciarul numărul 13, condițiile proaste de detenție. Așadar, timp de mai bine de 26 de ani, Republica Moldova a fost vizată în aproape 600 de hotărâri, așa cum ați menționat, fiind constatate în jur de 800 de violări ale prevederilor Convenției Europene pentru Drepturile Omului. De ce Republica Moldova totuși continuă să piardă dosare la CEDO? În Republica Moldova, în fiecare an, observăm noi că cetățenii noștri depun în mediu 600-650 până la 700 de cereri. Este adevărat că 90% din ele sunt declarate inadmisibile.
adică curtea de la prima vedere le vede că acolo nu este o violare a convenției, sau că reclamantul, reclamanții sau avocații acestora o fac cu anumite încălcări de procedură, adică nu respectă condițiile de formă pentru a depune o cerere la curte. Restul 10% din aceste cereri anual sunt ca tare deja alocate unul complet de 3 sau 7 judecători, adică probabil acolo va fi în viitor o anumită încălcare a convenției. Dar această cifră ne spune un lucru clar. Cetățenii noștri au o încredere mai mare în Curtea Europeană decât în instanțele naționale. Chiar dacă să spunem că persoana a avut o câștig de cauză sau nu a câștigat cauza, dar el iese din curte sau de la CSJ ca ultima instanță cu acea percepție că nu i s-a făcut dreptate, atunci asigur el va pleca la Curtea Europeană de Drepturi Omului. Deci primul factor este că nivelul percepției cetățenilor vis-a-vis de justiția moldovenească este unul destul de scăzut. Respectiv, ei caută o a doua dreptate cu ghilimele de rigoare la forul de la Strasburg. Și doi, forul la Strasburg a demonstrat de-a lungul anilor că este ca tare un mecanism viabil. Adică nu este doar prevăzut într-un tratat internațional anumite 20 de drepturi care cumva ar putea fi respectate. Există un mecanism clar. Curtea dă satisfacție echitabilă. Curtea ne spune guvernului că trebuie să faceți anumite schimbări în legislație, trebuie să schimbați plații sau din contra, să începeți cauza examinării cauzei persoanei X de la început, ori n-ați avut garanții pentru atunci când a fost examinate. Domnule Goenic, ce factori sau probleme îi joacă festa cu precădere în Republicii Moldova în contextul cauzelor la CEDO? Sistemul defect al justiției sau prestația anumitor magistrați? Este o întrebare complexă și din ceea ce am observat noi, 90% din hotărâri unde erau condamnare și erau condamnări vădite, era problema în aplicării defectuoasă a legislației. Doar 10% din hotărâri țineau de necesitatea de a modifica legislația. Ori legislația noastră era defectuoasă și nu prevedea garanții. Vă dau două exemple. De exemplu, anul 2016, cauza Iordache și alții, în care curtea a spus clar, codul de procedură penală și legislația voastră națională nu prevede garanții pentru persoane ca să nu fie supuse interceptărilor. Ori până atunci se interceptau comunicările persoanelor fără anumite garanții. Persoana nici nu știa că a fost interceptată de fapt și niciodată nu putea să afle dacă nu cumva nu era deja ulterior procurorul pentru o ordonanță, îl punea sub învinuire. Dacă nu era o asemenea ordonanță, el nici nu știa că a fost interceptat. A fost modificată legislația, am adoptat o lege privind măsurile speciale de investigație, introduse garanții. Un exemplu, adică legislație. Sau cauza Stoianoglu recent, unde curtea a spus destul de clar că legislația era precară și nu i-a permis dreptul să conteste în instanță. Și suspendarea lui a fost, de fapt, automată, fără ca să aibă garanția acestea printr-un intermediu unei hotărâri judecătorești. Judecătorii aplică uneori legea greșit, uneori intenționat greșit, sau procurorii asta o fac la fel, la rândul lor, în detrimentul drepturilor omului. Subiecții din cauza cărora noi achităm contribuții, achităm satisfacțiile echitabile, țin anume de persoanele care trebuie să aplice legea. Așa cum spuneați, puțin peste 30% din violările constatate de CEDO timp de 26 de ani se referă la dreptul la un proces echitabil, 24% la interzicerea torturii, 9% la dreptul la libertate și siguranță. Așadar, dreptul la un proces echitabil pare să sugereze că e ceva putred în justiția moldoveană. Ce probleme cu justiția vi se par cele mai relevante? De ce încrederea în dreptate, în actul justiției, așa cum arată sondajele, dar și realitatea, mai rămâne la un nivel scăzut în Republica Moldova? Cred că discuția vis-a-vis de reforma justiției nu încape nici într-un podcast la Radio Europa Liberă. Subiectul reformei justiției este de mult pe agenda publică. Eu niciodată n-am să spun că o agendă, oricare reformă sau nu a dat rezultat. Mi-amintesc că când au început primele strategii de reformă a justiției, s-au făcut pași importanți pentru ca să asigure dezvoltarea sistemului. Avem un sistem de asistență juridică garantată de stat, una dintre cele mai bune. Avem un cod de procedură penală destul de bună, standardizat cu Comisia de la Veneția, Consiliul Europei. Da, încă avem necesar de făcut multe chestiuni ce ține de, probabil, de eficiența și eficacitatea sistemului de justiție.
modul de promovare și de selectare a judecătorilor pentru ca ei să devină, ca cei care ajung în funcții și iau decizie vis-a-vis de soarta unui subiect sau altul, să o ia mult integru, într-un mod independent și imparțial. Dacă vă uitați, paliera articolului 6 este destul de largă, dar Republica Moldova, spre uimirea altora, chiar dacă este un stat mic, are încălcări articolul 6 pe toate dimensiunile. Avem de la neexecutarea hotărârilor judecătorești până la admiterea de recursuri sau apeluri tardive. Partea penală, persoanele nu sunt audiate. Persoanele lor sunt încălțate garanție precum prezumția nevinoției. Da, unii ar putea invoca că aceste probleme sunt vechi, fiindcă, cum știți, Curtea Europeană, dacă cererea este admisă, de exemplu, astăzi, și nu este în acea agendă de prioritate a sa, poate da o soluție pe caz peste 5-6 ani, chiar sau mai mult. Trebuie să înțelegem și conotațiile noastre naționale. Atâta timp cât nu vom lupta eficient cu factorul corupției, atunci nu ne vom opri de numărul mare de hotărâri la curte, anume pe articolul 6. Mai sunt, domnule Goinic, cauzele legate de tortură o problemă actuală pentru Republica Moldova? Analizez anual rapoartele procuraturii și agenției instanțe judecătorești privind numărul de cauze care vin la procuraturi, am de replângeri sau hotărâri care se pronunță pe asemenea temeiuri. Cu adevărat, numărul plângilor în fiecare an constant totul este mai mic și mai puțin. De exemplu, în 2023, la procuratură, care este organul specializat pentru investigarea cazurilor alegaților de tortură și ele tratamente, vin în mediu 550-600 de plângeri. Din acest număr de 600 de plângeri, 20% se pornesc dosare penale și mai puțin, 10% pleacă în instanță. Aici ori sunt plângerile nu sunt examinate corect de către procurori, ori plângerile date nu există temei pentru a porni urmărirea penală. Cu toate acestea, mecanismele ONU spun că pentru o țară atât de mică ca Republica Moldova, vă dați seama, 600 de plângeri și de regulă vin din comisariate, vin de la locuri de detenție. Din jurisprudența curții observăm că hotărârile pe cazuri de tortură au fost poate cele din 2009. Nu prea observăm cazuri noi prin care reclamanții se plâng de rele tratamente la reținere, la arestare sau în detenție. Deci există anumite progrese în Există progrese destul de bune, după mine aș spune. Ori deja toate aceste acte normative, nu doar vorbim de legislație, cod penal sau cod procedură, dar actele normative la nivel de comisariate, la nivel de procuratură, sunt prevăzute garanții, standarde și, respectiv, persoana, polițistul, procurorul, nu poate devia de la acest lucru, fiindcă totul este reglementat destul de clar. Unele alegații de tortură le-am citit în raportul de activitate a ombudsmanului, care el spune că deja tortura în sensul clasic al cuvântului, are tratamente sensul, adică bătaia sau anumite proceduri care ar afecta demnitatea persoanei prin constrângere fizică, nu se mai aplică în comisariat, dar se aplică constrângerea psihologică, care este foarte greu de identificat, de fapt. Tortura nu mai este o problemă cotidiană a Republicii Moldova, este cumva ține de trecut. O categorie numeroasă de dosare pierdute de Moldova la CEDO, așa cum spuneați, se referă la neexecutarea deciziilor judecătorești. Vorbind recent în contextul hotărârilor CEDO de anul trecut pe cauze moldovene, ministra Justiției Veronica Mihailov-Moraru a recunoscut că o parte din responsabilitate ar fi cauzată și de inactivitatea statului. În urma analizei jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului se poate concluziona că încălcările cele mai frecvente au fost provocate de activități sau inactivități ale autorităților statului, organul de urmărire penală, procuratură, instanțe de judecată, organele administrației publice locale, centre de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități, executorii judecătorești. Din observațiile dumneavoastră și ale Centrului de Resurse Juridice de la Chișinău, autoritățile întreprind suficiente măsuri? Implementează oare politici eficiente în asigurarea unui act al justiției calitativ, astfel încât Moldova să plătească mai puține despăgubiri, despăgubiri achitate până la urmă tot din buzunarul cetățeanului? Depinde pe care dimensiune. Dacă ne referim la neexecutarea hotărârilor judecătorești ca o problemă care este una de top, trebuie să recunoaștem că aceasta este o problemă veche. Anume, cazul că avem pe neexecutarea hotărârilor judecătorești țin de anii 2007 până în 2011-2012 și o să vă explic. Aceste cauze sunt atunci când a fost adoptată legislația,
de pe timpul guvernării comuniste, prevedeau clar că toți polițiștii, toți procurorii, toți judecătorii să li se asigure domiciliu, apartamente sociale, pentru ca ei să-și continue munca în regiuni sau în Chișinău. Dar acea licență a fost aprobată fără consensul guvernului și în special Ministerului Finanțelor de atunci. Cu alte cuvinte, nu erau bani suficienți pentru ca să aloce case, apartamente acestor subiecti. Ei au plecat la curte și curtea le-a spus că, de fapt, guvernul nu poate spune că noi nu avem bani, nu putem executa. Aveți o lege, fiți buni și puneți în practică. Uh-huh. Respectiv, neexecutarea celor hotărâri judecătorești în partea de acordare de spații sau din contra de acordarea de bani în locul acelor spații nu au fost executate de mulți ani zile. Iată de ce avem multe, multe hotărâri, dar ele nu corespund realității noastre de acum, fiindcă deja lucrurile s-au schimbat drastic, dar este o problemă care este trecut. Dar statul nostru după noi încă n-asigură anumite practici pentru aplicarea convenției, în partea ce ține, de exemplu, de condițiile proaste de detenție. Mi-amintesc în anul 2011, așa, când conducerea Ministerului Justiției atunci au spus cu mare tantam, ne apucăm să facem un nou penitenciar aici lângă Chișinău. La standarde europene. Exact. Și dacă spațiul a fost identificat încă în 2011, suntem în 2024 și construirea aceasta n-a început. Diferite tenderi, diferite achiziții, diferite procese stopate, reinițiate, dar însăși penitenciarul propriu zis nu a fost construit. Și noi observăm că foarte multe plângeri avem pe acest capitol, plus și la nivel național se dau satisfacții până ajunge la curte pentru condiții proaste de detenție. Avem mecanisme în acest sens prevăzut de lege. Adică, dacă se începe ceva, sau suntem încă în drum, sau încă rezultatele nu se văd. Cât de mult ar putea schimba evaluările extraordinare care au loc acum în justiție, în rândul magistraților și procurorilor? Deci, acele proceduri de pre-vetting și vetting, cât timp ar putea da roade, ca să zic așa, această reformă în contextul jurisprudenței CEDO? Nu vreau să dau anumite pronosticuri. Vreau să fiu optimist, dar totodată un optimist rezervat, în sensul că vreau foarte mult ca la ierarhia sistemului de justiție, în sistemul procuraturii să vină sau să conducă acele persoane care câteodată corespund criteriilor de integritate, imparțialitate și independență. Și mecanismul evaluării externe, în care măsură sper să dea aceste rezultate. Dacă ei și vor fi vetuiți și vor ajunge în conducere, ei trebuie să depună maximă diligență ca să fie acei persoane care vor schimba paradigmele. Adică vor fi subiecții care vor aplica legea, doar așa cum scrie legea, nu în detrimentul sau în favoarea cuiva. În caz contrar, rezultatele vor fi totuși aceleși. Vom avea în continuare condamnări la Curtea Europeană, vom fi văzuți de către partenerii de dezvoltare ca o țară care depune mereu eforturi, dar nu ajunge la acele standarde pentru care se pledează. Spunea recent la Europa Liberă deputata Ana Racu că într-un fel e bine că există această creștere a plângerilor moldovenilor la CEDO, asta arătând că oamenii au libertatea de a se adresa altor instituții decât cele moldovene. Nu putem să vorbim de o creștere per se a plângerilor la CEDO, chiar și dacă acest număr, să zicem, a crescut în ultimii ani, acest lucru este unul benefic, pentru că denotă un activism al cetățenilor, că oamenii nu au frică să se plângă. Domnule Goenic, în general, cum poate fi apreciată cultura juridică a cetățenilor din Republica Moldova? Da, dificilă întrebare. Oricare ar fi răspuns, acesta poate fi perceput ca subiectiv. Probabil nivelul de cultură juridică este mult mai dezvoltat la nivel de capitală. Probabil aici locuitorii municipiului au acces la diferite surse și respectiv nivelul de conștientizare și înțelegere a problematicilor și a necesității de a respecta drepturile altuia este mult mai mare decât probabil în regiuni. Și aici apare rolul statului, autorităților publice locale, a societății civile pentru a explica oamenilor că încălcarea de fapt a unui drept a cuiva nu este doar a cuiva. Într-o bună zi, dacă nu vei fi respectat dreptul acelui cuiva, dreptul tău la fel va fi lezat. Efectul domino, la asta vrem să ajung. La fel este necesară o dezvoltare a culturii vis-a-vis de necesitatea incluziunii sociale, non-discriminării, disprețul celor prejudicăți vis-a-vis de o minoritate, vis-a-vis de o etnie, vis-a-vis de o limbă. Trebuie să ne uităm la cele mai bune practici internaționale. Cred că o anumite lecții de educație juridică ar fi trebuie inclusă la nivel de gimnazii, licei, nu doar la universități.
Adică, inițial trebuie să lucrăm cu profesorii pentru a învăța pe ei să înțeleagă care este rolul legislativului, care este rolul justiției sau care este rolul executivului, ce înseamnă un principiu sau alte de drept. Și această cultură a înțelegerii celor elementare lucruri la nivel de gimnaziu va ajuta ulterior ca ei să învețe mai mult la nivel de liceu, la nivel de universitate și ulterior ca profesionist, indiferent în care profesie persoana își va alege să-și continue drumul. Aș vrea să discutăm puțin și despre unele dintre cele mai recente și de rezonanță cauze moldovenești la CEDO, cele din 2023, inclusiv Stoienoglo contra Moldovei. La finele lunii octombrie trecut, CEDO a stabilit că autoritățile moldovene i-au încălcat drepturile lui Alexandru Stoienoglo atunci când l-au suspendat din funcția de procuror general în 2021. Ce urmează, domnule Goinic? Cum trebuie privit această decizie prin prisma executării hotărârii CEDO în privința domnului Stoienoglo? Inițial o să reiterez cele ce am văzut de pe comunicatul de presă a Ministerului Justiției. Ei au scris că problemele identificate de către Curtea Europeană, măsurile generale, legislația, a fost remediată, amendată și îmbunătățită. Guvernul ulterior hotărârii, între luni trebuie să achite satisfacție echitabil, ulterior trebuie să întreprindă anumite pași de măsuri individuale și generale pentru ca asemenea situație să nu se mai repete. Respectiv, agentul guvernamental este instituția și persoana care trebuie să facă acest lucru, numele Guvernului și a Ministerului Justiției. N-am văzut încă planul de acțiune a agentului guvernamental în acest sens, pe cauza Stoienoglo, dar încă o dată reiterez comunicatul și constatările Ministerului Justiției. Ei sunt de părerea că pe plan legislativ, măsuri generale, nu sunt necesare nimic de întreprins. Pe partea de măsuri individuale, cel mai bine cunosc avocații domnului Stoienoglo. Din câte am înțeles eu și am văzut de anumite conferințe de presă, avocații vor întreprinde în continuare pași spre a contesta în judecată, fiindcă acolo sunt mai multe capete, mai multe cereri și doi, probabil chiar și la Curtea Constituțională. Scopul lor final, avocaților vorbind domnului Stoienoglo, este ca să remedieze situația status quo, situația de până atunci, hotărâre, revenirea domnului Stoienoglo în funcție de procuror general. Ce dosare din Moldova anticipați că vor ajunge în acest an pe masa magistraților de la Strasbourg? De fapt, aceasta este o informație pe care o cunosc doar judecătorii curții și juriștii grevi. Și vă explic de ce. Când pleacă cererea, dacă este declarată inadmisibilă, doar atunci doar reclamatul știe despre existența cererii. Dacă cererea este declarată admisibilă, da, atunci se comunică guvernului. În esență, această informație devine publică, se publică pe pagina... Da, deja au fost anunțate câteva. Au fost anunțate câteva. Care sunt prioritățile curții? Raport cu Republica Moldova, la fel, nu cunosc, fiindcă există o politică de prioritizare. De regulă, pe primul loc, vin cazurile care implică subiecți importanți în stat. Uh-huh. Și ce pot fi ex-președinți, ex-procurori generali, nu știu, judecători. La fel, sunt cazuri care implică copiii, persoanele care sunt, a existat alegații de tortură, sau nu au o măsură eficientă de a contesta în justiție situația lor. Acestea se examinează cu prioritate. De exemplu, cauza Ozdil, cauza cetățenilor turci, când au fost expatriați sau expulzați din țară, în lipsa anumitor garanții, a fost examinat cu prioritate. Depinde deja de judecătorii curții ce tip de cauze vor examina. Deja au fost anumite comunicate de presă, anumite intervenții publice anumitor avocați vis-a-vis de cauza unui partid politic care a fost declarat... Da, cauza ex-președintelui Dodon. Adică ceea ce spuneam eu este se ține de politica de protezare a cauzelor. Ele sunt pendinte. Adică în așteptare. Sau în examinare. Dar soluția poate să nu vină în 2024. Adică există timp pentru ca guvernul să prezinte poziția ulterior avocații, ulterior poți mai vie să fie replica guvernul la reclamațiile, la constatările avocatului, adică acest lucru poate dura. Și însă și chiar scrierea hotărârii de către judecători la fel poate dura. Fostul partid Șor, scos în afara legii în Republica Moldova la mijlocul verii trecute, dar și exponenții acestuia au depus câteva plângeri la CEDO împotriva Republicii Moldova, ce vizează interdicția pentru reprezentanții ai formațiunii de a candida în alegeri. Ce șanse credeți că ar avea la CEDO fostul partid Șor? Întrebarea cu șansele, în sensul câte șanse dar avem... Dar nu facem aluzie la vreo formațiune politică. Sigur. Răspunsul meu este generic. Șansa de a întâlni un dinozaur real, acum, dacă ieșim afară, cât este?
câte procente ați dat dumneavoastră. Eu aș spune 50-50. Ori îl întâlnim, ori nu. Chiar așa? Da. Astfel este situația cu partidul politic care a depus cereri la Curtea Europeană. Depinde de diligența deja a Serviciului Informației și Securitate. Autoritățile statului per se să aducă motive clare, elocvente în fața Curții Europene, privind măsurile care au întreprins ei și probele care le-au avut ei pentru a exclude un partid politic din afara cadrului legal. Aceasta este o chestiune destul de gravă în dreptul alegătorilor, membrilor partidului, indiferent de care ar fi el. Și avem diferite hotărâri la nivel de Curte Europeană, adică jurisprudență formată, mai ales în cazul unor partide din Turcia, unde Curtea a constatat violare, dar încă o dată reiterez. Chiar dacă există precedente, asta nu înseamnă că se aplică în mod automat. Depinde de diligența și corectitudinea care au făcut acele măsuri autoritățile unui stat. Revenind ca un exemplu, dacă până acum limitarea accesului unui persoane de intrare într-o țară sau alta ar fi o încălcare, am observat acum o practică în cauza unui interpret și muzicant rus care i s-a limitat accesul în Lituania de motiv că el era o măsură sau un mijloc de propagandă a unui stat care a început războiul contra în Ucraina. Deci cetățean rus care cumva propaga agresiunea rusească în Ucraina sau în alte țări ale fostii. Adică practica se schimbă sau totul trebuie de văzut în detalii și în circumstanțe. Și curtea asta o face. În cei 26 de ani de când cetățenii moldoveni au acces la curtea de la Strasbourg, Republica Moldova a achitat despăgubiri în valoare de aproape 23 de milioane de euro. Unde se regăsește Republica Moldova în topul țărilor la plata despăgubirilor? Pentru asta compar Republica Moldova cu Estonia. Fiindcă geografic, demografic și finim ca state foste ale Uniunii Sovietice, adică suntem cumva le putem compara. Dacă în general noi aveam 700 de hotărâri, Estonia are 68 până 100 de hotărâri. Și în fiecare an, dacă noi avem 30-40 de hotărâri per se, generic vorbind, Estonia are sub 10 hotărâri. Adică se vede dezvoltarea culturii juridice, eficiența sistemului de justiție și mai ales că noi știm pe Estonia ca prim, dacă nu în primul loc în lume, pe motivul digitalizării. Da. Digitalizarea este o chestiune care mereu scoate birocrația sau interferența și cooperarea dintre persoană și agentul public. În aspect financiar, întrebam unde se plasează Moldova. 23 de milioane de euro, vă dați seama, pentru un buget care mereu este auster în cazul Republicii Moldova, este foarte mult. Noi am constatat că aceste 23 de milioane de euro noi putem achita în fiecare an câte zeci de mii de pensii medii sau sute de salarii medii pe economie. Adică, sau putem administra sistemul justiției într-un mod, construirea de blocuri eficiente pentru judecători, cu camere de audiere, cu condițiilor din sistemul de justiție, sau construcția unui penitenciar. Adică acești bani în fiecare an sunt scoți din buzunare celor care achită din bugetul public taxe și impozite și pleacă pentru plata satisfacției. Păi da, e adevărat, este dreptul lezat a unei persoane și el trebuie să plece la Curtea Europeană și să-și facă dreptatea cu ghilimele de rigoare, dar trebuie să facem altceva, să schimbăm această optică. Ori banii dat putem să-i adresăm pentru rezolvarea unei soluții și rezolvarea și aducerea unei soluții clare pe anumite probleme. Ce țări plătesc cei mai mulți bani pentru despăgubiri? Două țări care mereu sunt în top, Turcia și Federația Rusă. Chiar dacă Federația Rusă a fost exclusă de către Consiliul Europei și nu mai este membru la Curtea Europeană, contra ei se pronunță hotărâri. Și în termen de hotărâri, în termen de cereri și în termen de plata satisfacției, aceste două țări sunt top. După care mai vin pe regret țările colegii noștri sau vecinii noștri din România și Ucraina. Noi suntem în top 10. Cum sunt sancționate, dacă mai sunt sancționate, persoanele responsabile de condamnarea Moldovei la CEDO? Această inițiativă a apărut încă prin 2016, când Ministrul Justiției de atunci a spus că Vladimir Cebotar. Da, a instituit o acțiune de regres contra celor care se fac vinovați de condamnarea țării noastre la Curtea Europeană și erau vizați în mod explicit judecători și procurori, în special judecători, chiar era și o listă, văzusem atunci. Exact, a celor care se fac vinovați. Dar, după mine, acest mecanism trebuiește. Această măsură de regres, eu sunt pentru. Dar,
Ea mai este în vigoare, să înțeleg. Exact. Doar nu este, că nu este aplicabilă. În primul rând, un judecător niciodată nu va condamna un judecător. Este foarte important să spunem că acest mecanism, până la urmă, poate fi periculos. Nu doar că atentează la independența judecătorului, dar îi dă o putere foarte mare procurorului. Și acum un procuror de bună credință, onest, trebuie să analizeze în detaliu dacă cu adevărat, la pronunțarea acelei hotărâri, judecătorul X a avut intenția. Este foarte important să fie intenția. Greșeala sau legislația neclară sau există legislație când impune judecătorul să ia soluție și el nu are alternativa de a lua altă soluție. Nu este greșeala judecătorului. Deci legătura cauzală, intenția de a lua o hotărâre contrară legii, care ca efect de domino va duce la condamnarea, este foarte important. Și acum, să spunem la același procuror onest și integru care va avea asemenea dosar, vă închipuiți în anul 2024, el trebuie să găsească intenția într-un dosar din 2011 sau 2012 sau mai vechi. Foarte complicat. Foarte complicat, așa? Judecătorul X poate nici nu fie în sistem. Chiar dacă și este în sistem, procurorul mai este pus în situația că nu va avea probele necesare ca să ducă la condamnare. Iată de ce, încă o dată, eu sunt pentru asemenea măsură de regres, doar că el trebuie aplicat foarte minuțios și foarte atent și devine, poate deveni o bâtă în mâna procurorului pentru a scoate din sistem sau pentru a suspenda sau pentru a pedepsi un judecător. Dar noi vrem să creăm un stat de drept. Și atunci când creăm un stat de drept, trebuie să aplicăm legea corect. În contextul raporturilor dintre Republica Moldova și CEDO, care ar fi recomandările experților, domnule Goenic, pe termen mediu, ce ar trebui să facă societatea și autoritățile moldovene pentru ca cetățenii să nu mai fie puși în situația să meargă după dreptate la Strasburg? Ridicarea nivelului de conștientizare a necesității de respectat dreptul omului pentru toți. Autorități publice, centrale, locale, societate civilă și chiar cetățenii din rând. Și doi, măsuri punctuale. Și aici mă refer la debirocratizarea procedurilor penale. Adică codul nostru procedură penală, chiar dacă și este acum în amendare, este în amendamente mai multe, dar și acum se încearcă să se modifice conceptual, prevede multe nuanțe, multe prevederi care creează bariere în tergiversarea cauzei, pentru amânarea cauzei, pentru stoparea urmării penale, adică chestiuni procedurale care le numesc eu birocratice. Și acest lucru îngreunează foarte mult actul de justiție. La fel, ar fi necesari proceduri de digitalizare și de a aduce bănuitul sau martorii sau persoanele din penitenciare prin teleconferință. Digitalizarea, cum spuneam și anterior, exclude la maxim posibil factorul coruptibil și respectiv soluționarea cauzei într-un mod sau altul. La fel, este necesar să se ducă reforma inițiată în sensul finisării până în 2025, ceea ce numim noi valoarea extraordinară a judecătorilor și a procurorilor. O altă măsură pe termen mediu ține foarte mult de drepturile omului în contact cu legea și celor din penitenciare. Implementarea cu bună credință și suficientă alocații suficient financiare pentru un nou PNADU, nou plan pentru dreptul omului care a fost aprobat în februarie a anului curent, care prevede măsuri destul de exhaustive pe toate capitolele. Anul trecut, CEDO nu a pronunțat hotărâri de condamnare împotriva trei țări, este vorba de Suedia, Finlanda și Irlanda. În câți ani credeți că ar putea să se regăsească și Republica Moldova printre astfel de state? Nu vreau să dau pronosticuri, fiindcă este, vă dați seama, nu este o întrebare ușoară. Eu aș vrea cea puțin să fim la nivelul Estoniei, dar statele din Scandinavia au ridicat standardul asemenea în nivel încât noi cei din regiunea Europei Centrale avem foarte mult de muncă. Dar sunt un optimist rezervat, dar vreau ca asemenea schimbări să aibă loc în viitorul apropiat. Daniel Goenic, mulțumesc pentru această discuție. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Ați ascultat podcastul În Esență, acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org și pe platformele digitale ale Europei Libere, unde sunt accesibile și alte podcasturi Reporterii, care apare aproape în fiecare zi de luni, Pe Agenda cu Cristina Popușoi în fiecare zi de miercuri, Laboratorul Social în zi de marți și în fiecare zi de vineri podcastul de analiză Dincolo de Știri. Eu sunt Eugen Rușciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!